Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat astăzi că va hotărâ asupra revocării sau nerevocării șefei DNA după ce va citi atent motivarea Curții Constituționale, dar că această decizie trebuie văzută și în legătură cu statutul procurorilor în societate. Eu personal sunt convins și voi acționa în consecință, evident, că procurorii trebuie să fie independenți. Procurorii în niciun caz nu trebuie să fie controlați politic. Procurorii nu pot fi în subordinea unui politician, fie el și ministru. Klaus Iohannis a fost întrebat de jurnaliști dacă ia în calcul să nu dea curs unei decizii a Curții Constituționale. Eu iau în calcul să respect statul de drept din România, să-l întăresc, să am grijă atâta cât pot să rămână procurorii independenți, cu respectarea, evident, a Constituției. Președintele a fost chestionat și dacă are de gând să treacă ca și termen de revocare a Codruței Chiobeș și din funcția de șef al DNA anul viitor, când îi expiră mandatul. Aceste chestiuni le voi detalia după ce vom avea motivarea curții și după ce voi studia cu foarte, foarte mare atenție ce scrie acolo și, cum am spus, după ce avem motivarea, o citim până o înțelegem, după care spunem exact care este soluția. Klaus Iohannis a mai afirmat că nu este frică că va fi suspendat din funcție de către Parlament, răspunzând astfel unor afirmații ale unor lideri PSD că președintele ar putea fi suspendat dacă nu o revocă pe Laura Codruța Chioveși, așa cum cere decizia CCR. Ministrul Justiției Tudorel Toader a dat o replică în legătură cu afirmațiile președintelui pe rețeaua de socializare Facebook. A nu se confunda independența procurorilor în instrumentarea cauzelor, constând în administrarea probatoriului, adoptarea soluțiilor legale, cu faptul că aceștia își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministrului Justiției, referitoare la administrarea justiției sau promovarea politicii penale, a scris ministrul. Motivarea deciziei Curții Constituționale a României în cazul Chioveși este așteptată pentru zilele următoare.